Bun regăsit, dragi prieteni! Am revenit în studio alături de invitata noastră specială de astăzi, doamna Monica Sofron, ambasador nemțean, tânăr ambasador nemțean și nu glumesc, să română, bine ai venit, Monica! Într-adevăr, tu ai fost recent premiată la prima ediție a Galei Ambasadorilor Nemțeni cu un premiu de implicare, sau cum se numește? Implicare în activitățile sociale. Activitățile sociale. Și într-adevăr, tu asta faci, te implici în viața celor care, mă rog, n-au noroc pe lume, cum s-ar spune, n-au de niciunele. De vreo lună jumate tot am vorbit noi să îți faci timp să vii la o emisiune de-a noastră, dar într-adevăr nu ai timp, nu că nu vrei să vii sau nu vrei să apar la televizor, nu ai efectiv timp să respiri. O zi întreagă, aseară când am vorbit la telefon, cât era? 7, 8, mă uit în agenda să văd dacă am timp, acum dimineață pe fugă, am zis stai să ștragă sufletul, este într-adevăr extraordinar de greu, pentru că asta și-a propus doamna Monica, să se bucure și pe cei care nu au nici de unele în viața asta. Așa este sau așa este. Sau nu e așa? După cum bine v-am găsit, în primul rând, că am intrat direct în discuții, dacă Cătălin era atât de dornic să vin și să împărtășesc din experiența mea. Nu neapărat, dar vreau să aducem oamenii care într-adevăr merită și oameni care fac lucruri mari prin forțele lor proprii. Și iată că reușim să găsim oameni adevărați, oameni care nu fac lucrurile astea pentru imagine, nu fac lucrurile acestea pentru... Fac pentru că așa simt ei. Și mă rog... Da, într-adevăr, ideea este că am devenit mai vizibilă în ultimul timp și toată lumea spune, wow, ce multe lucruri faci. Zic, fac aceste lucruri multe sau puține, depinde fiecare cum le raportează de foarte mulți ani și de foarte mult timp. Și această vizibilitate, în schimb, consider că aduce o mai mare credibilitate și o mai mare implicare și a celor din jurul meu, prieteni, rude, cunoștințe. Cei mai mulți dintre dumneavoastră și cei mai mulți dintre cei cunoscuți știu ce fac de ani de zile, deci m-am axat pe această activitate din 2012. În decembrie 2012 a fost primul an când m-am implicat ca și asociație în partea de acțiuni social-umanitare. A fost... Adică, ca să înțeleagă și telespectatorii, ai renunțat la locul tău de muncă și ai luat-o pe drumul ăsta, ceea ce nu-i puțin lucru, mai ales în timpurile noastre de astăzi, când majoritatea preferă locul călduț. Da, mă iertați că din păcate, da, nu, este adevărat. Din păcate, viața m-a făcut să mă implic în acest gen de activități, simțind din experiențele grele și dureroase prin care am trecut câtă nevoie este și câtă nevoie este să ai pe cineva la un moment dat alături. Câteodată nu neapărat din punct de vedere material, câteodată doar din punct de vedere uman, să-ți dea cineva un sfat, să-ți dea cineva o informație, să fie cineva alături de tine la un moment greu. Să te asculte. Da. Din păcate, nu neapărat că nu-mi place să mă repet, am avut un băiețel care a fost bolnav de la 4 luni și s-a stins anul trecut, din păcate, la 16 ani. Și acesta a fost lucru care m-a determinat să-mi schimb în viață și jobul și destinul. Am fost, cumva să zic, nu neapărat forțat. Am ales acest lucru să fac. Am înțeles și am simțit pe propria piele cât de mult contează să-ți fie cineva alături. Inițial, în toată această activitate a mea, am început pe partea medicală, să ajut copiii cu probleme grave de sănătate să reușească familiilor să le găsească soluții financiare pentru urmarea tratamentelor, pentru a putea găsi bani pentru a merge la investigații, tratamente în străinătate, intervenții chirurgicale. După aceea s-au diversificat, pentru că intrând în casa lor, aflându-le poveștile, fiecare familie mai are un copil la școală, fiecare familie mai are poate un bunic, un bătrân care este bolnav
Și așa, dintr-una între alta, deși inițial am pornit asociația cu 10 copii pe care i-am susținut și susțin în continuare din punct de vedere financiar și ne susținem și noi între noi, părinții, găsind împreună soluții pentru copiii noștri, am ajuns acum să am preluat ca și cazuri permanente 40 de cazuri de copii care sunt cu cancer, cu leucemie, cu autism, cu tetrapareză, cu diferite diagnostice altele rare, pentru care încerc constant să găsesc soluții, pentru care încercăm împreună... Deci 40 de copii de care tu te ocupi constant. Deci în afară cu de probleme de sănătate. Constant. Da? Asta înseamnă cazuri, dosare preluate la fiecare, asta înseamnă o evidență a tuturor... 40 de copii care sunt fiecare pe la casele lor, nu? Da, deci nu. Fiecare sunt la casele lor. Părinții se ocupă de ce înseamnă mers la tratamente. Deci eu îi ajut doar din punct de vedere pe unii, deschizându-le conturi umanitare ca să poată să-și strângă bani pentru intervenții. Pentru că sunt anumite facilități fiscale pentru firmele care fac donații, sponsorizări. Este acea prevedere a codului fiscal cu 2% din impozitul persoanelor fizice, a salariaților care se pot direcționa și este și acesta un mare ajutor, pentru că altfel aceste familii n-ar putea avea acces la aceste fonduri dacă nu ar fi printr-o fundație. Dar fiecare dosar este întemeiat. Se schimbă ceva, dacă tot ai adus discuția, se schimbă ceva de la 1 ianuarie pe această? Nu știu încă, sigur, sper în că rău, nu. În rău, din păcate, da. Zvonurile sunt în rău. Sperăm totuși ca administrațiile să gândească că aceasta este nu neapărat o gură de oxigen, pentru că teoretic noi ONG-urile preluăm mare parte din responsabilitatea societății și a statului, pentru că acești bani se întorc înapoi, deci tot în sistem. Acești bani nu rămân la noi, nu rămân la familii. Familii respective, acești bani care, să zic, îi iau de la stat în această facilitate, ajung în spitale, ajung în farmacie, ajung la centrele de recuperare. Deci nu pot să consider că sunt bani pierduți, doar că noi îi direcționăm exclusiv pe așa ceva, pe parte medicală. Și consider că ar trebui această prevedere să rămână, pentru că și așa nu a fost foarte bine cunoscută și mediatizată. De-abia în ultimii ani a început societatea să înțeleagă și cetățenii și sistemul că este un lucru de real folos. Mai ales pentru ONG-urile care se ocupe pe parte medicală, sincer, dacă această prevedere pică, este o mare tragedie, ca să nu spun altfel, pentru că rămân sute de copii fără soluții pentru tratamente, pentru medicamente, pentru continuarea recuperării. Pentru că nu este ușor, după cum bănuiesc că fiecare din dumneavoastră să simțiți pe propria piele, să fie o familie normală, cu doi copii, să zic, școlari. Și așa, sau un copil școlar și un student. Din două salarii care sunt în Piatra Neamț, este destul de dificil. Cred că marea majoritate au o rată sau două pe ușor, plus că fac niște eforturi ca să ducă o viață decentă și normală. Imaginați-vă, în schimb, să aveți unul sau sunt situații care chiar doi copii care sunt cu diferite probleme de sănătate, ceea ce necesită tratament zilnic, lunar, permanent. Asta însemnând recuperare, asta însemnând tratamente, asta însemnând vitamine. Nimic din acestea, sau oricum foarte puțin, sunt decontate de către stat. Sunt servicii în plus și atunci rețetele de bază, acum toată lumea știe, se compensează. Dar ce înseamnă suplimente nutritive, ce înseamnă anumite dispozitive medicale, o parte sunt decontate de casa de asigurări, o parte nu. O parte sunt decontate suma integrală, la o parte trebuie diferență. Sunt niște sume destul de mari. Deci, sincer, pentru o familie, nu știu să zic comedie, să zic așa generalizată, dar ar trebui măcar încă un salar în casă ca să poți. Sunt acele indemnizații pentru persoane cu dizabilități, dar nu ajung nici măcar pentru recuperare într-o lună de zile. Nu mai zici o alimentație specială și vitamine. Și atunci chiar contează enorm de mult această facilitate. Din fericire pentru cazurile care le avem, avem și firme care susțin pe mare parte din copiii asociației prin impozit, cum sunt Refilul, cum sunt Iarnea, Dinamicul, Dolinexul, Diana Forest. Mergi la fiecare să le solicit? Merg părinții. Merg părinții. Pentru cazurile acestea care sunt medicale, părinții merg, firmele deja știu că sunt cazurile noastre, cazurile asociației și atunci avem și o anumită credibilitate, există o anumită procedură din punct de vedere contabil, niște dosare și contează enorm. Avem cazuri preluate recent, cum e cazul micuțului Ianis, pentru care am organizat și un spectacol în
în primăvară, a fost cu o tumoare pe creier, cu operație în premieră în România, care i-a reușit operația, care face acum recuperare, care se recuperează foarte bine, deși atunci au fost tot felul de comentarii pe Facebook, m-au comentat pe mine ca asociație că ce fac cu banii care îi strâng în urma acestor mobilizări, să zic, pe Facebook și am așa. Înțeles. Pentru că nu există șanse. Zic, e atât de ușor să vorbești din afară, să vorbești din fața televizorului, să-i spui unei mame că nu are șanse. Sau pe Facebook. Sau pe Facebook. Da, dar știți cum... Eu am încercat, apropo de această vizibilitate, nu că am încercat, am făcut cu sufletul curat și implicându-mă total în activitățile mele și am încercat să fiu cât mai transparentă, cât mai corectă. Cumva mi-am complicat foarte mult și contabilitatea deschizând conturi punctual la fiecare copil în parte ca să nu fie discuții, că de ce se strânge la unul, la altul. Deci la acești 40 de copii eu am 40 de conturi personalizate la fiecare, cu dosare la fiecare, pentru a fi cât mai clar. Deci nu se opresc deci bani. Nu la global, da. Nu la global, nu. Deci da. Avem acțiunile globale care le fac pe școli, care le fac pe grădinițe, care le fac cu alte grupuri, care le fac pe bătrâni, alea sunt, am cont separat. Dar pentru acești copii am cont separat pentru fiecare. Am înțeles. Și pentru a fi cât mai corect, pentru a se vedea că banii care intră, aceia ajung familiei și nu se oprește absolut nimic. Pentru că... Din păcate, această Facebook-ul pentru mine a fost cea mai comodă, rapidă și simplă formă de comunicare, de a arăta ceea ce fac. În general, când am postat pe Facebook, am postat să arăt ce am făcut. Au fost puține cazurile când am postat să solicit sprijinul comunității și să cer. Din fericire, au fost situații în care s-au implicat cetățenii, contribuabili și din țară și din străinătate. De cele mai multe ori, sincer, am pus să mă justific, să vadă că se poate. Se poate cu implicare din partea fiecăruia. Mare parte din cei care ne-au susținut sunt cei care mă cunosc personal dinainte de a exista Facebook-ul și de a posta acțiune pe Facebook. Și având încredere, știind că ceea ce fac cu tot sufletul, întotdeauna mi-au fost alături. Și pe această cale, bine, nu că nu am știut, am știut că vin la emisiune, dar n-am avut timp să gândesc, să-mi fac așa o listă lungă, ca cu câte persoane au fost care m-au susținut și care ne-au ajutat copiii și cazurile. Știți, se spune că lumea în ziua de azi nu mai are timp să fie bun, nu mai are timp să se implice, nu e adevărat. Am întâlnit în calea mea, în viața mea, în orașul în care locuim, așa mic cum este, în orașul nostru, oameni cu suflet, oameni care poate chiar dacă nu au timp, mă roagă să... Iată copii în... La carnaval, împreună cu Ionela, kinetoterapeută, care are mare parte din copiii preluați din asociația noastră, au organizat un carnaval la Clubul Vibe, un carnaval în Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, în care au fost 24 de copii. Iată, cu diferite... câtă suferință există. Dar câtă bucurie, mai ales, uitați-vă mai ales pe fața lui Andrei, era atât de bucuros că este de la acest carnaval. Știți cum? Eu înțeleg, lumea din afară vede numai suferința, dar să știți că și ei se bucură. Așa cum sunt, în căruciorul cu rotile, cu cârje, nu poate să meargă, se bucură, este, da. Se bucură de aseară fiecare... Aseară când te sunasem, mă uitam la, așa, fugitiv, mă uitam la o emisiune cu polițiștii. A ieșiseră, nu știu care, sindicat al polițiștilor, alții, nu, strigau ei acolo că trebuie să ne dea, că trebuie să ne facă. Eu am oroare pe niște lideri de ăștia pe care îi văd eu tot timpul la televizor, să-ți mai dau timp să respir, că ai vorbit. Hai să lăsăm imaginile. Și oamenii aceia foarte nemulțumiți, că nu ne-a dat sporul cu tare, nu ne-a dat aia, nu ne-a dat. Și văd că mereu în stradă ies oameni care... Bă, frate, nu o duc rău în România, adică n-ar trebui să iasă. Vedeți, oamenii aceștia care au probleme, familiile aceștia care au probleme, nu ies în stradă, nu au timp de așa ceva, nu stau și, mă rog, se roagă la bunul Dumnezeu să-i trimită un om cum e, cu un suflet deosebit, cum e Monica, cum mai sunt probabil și alții și sigur mai sunt și alții pe lumea asta, ca să le facă o bucurie. Vedeți dumneavoastră? Cam așa e lumea noastră. Alții se zbat și se dau cu capul de pereți, crezând că ei sunt ultimii oameni care nu au nici de unele pe lumea asta. Veniți, se treaba cu polițiștii. Dar sunt și alții care, mă rog, sunt în stradă, că o să facă și o să blocheze și o să... Hai să ne revenim puțin. Da. Știți, bunica mea avea o vorbă așa din popor, că ne cerem o sândă. Din punctul meu de vedere,
consider că ar trebui fiecare dintre noi și fiecare dintre dumneavoastră să vă opriți așa o clipă și să ne mulțumiți lui Dumnezeu pentru ceea ce aveți. Că aveți doi copii. Că avem sănătate. Avem sănătate. Că aveți servici, că aveți părinți. Că care au servici. Care nu au servici. Că e greu și cu serviciu. Acum, depinde acum la cine raportăm, depinde cine dorim în viață. Important e să fim mulțumiți cu ceea ce avem. Este ok să vrei mai mult, este, să zic, constructiv și motivant, dar nici să te focusezi pe ceva și dacă nu reușești să îți îndeplinești niște dorințe, niște vise, niște targeturi care ți le-ai pus poate prea sus. Ne raportăm întotdeauna poate stânga-dreapta la un vecin care are o situație mai bună, da. Care are o firmă. Uitați ce îngerași frumoși, cât sunt de fericiți. Să știți că ei erau fericiți la această, da. La această activitate. Sunt copiii mei, Maria și Andrei, copii care, Maria, ne știm de ani de zile, am fost împreună și în străinătate, la recuperare când am fost cu Codrin, era prietena lui Codrin. Andrei, un caz mai nou preluat. Și Luci, tot prieten de-a lui Codrin, a fost o sărbare dureroasă pentru mine, pentru că mulți din copiii de acolo știam de când l-aveam pe Codrin, cu mulți dintre ei am fost la recuperare cu copiii, cu părinții, cu bunicii și din păcate ei erau. Și apropo de părinții care au copii sănătoși, care poate li se pare că vai, trebuie să-i compătimească pe acești părinți sau să întorc privirea că nu vor să-i vadă, vai cât suferă, nu e adevărat. Eu aș fi fost atât de bucuroasă să fie și Codrin în căruț cu rotile. N-aș fi vrut să meargă, n-aș fi vrut să fie acolo cu ei și printre ei. Atât de frumos dansau în căruțul cu rotile, atât s-au bucurat de aceste momente. Părinții la început, o parte dintre ei era un pic crispați, să zic așa, pentru că nu e ușor să ieși în față, după cum ai spus tu, cei care noi au probleme nu mai au puterea asta, lupte cu mentalitatea celor din jur. Lor nu este nici mie și nici lor, că îi știu pe mulți dintre ei, nu le este rușine cu copiilor, ca un copil cu dizabilități, ca un copil în fotoliu rulant, ca un copil cu autism, că nu este la fel ca ceilalți. Trebuie să vă imaginați că doi copii nu seamănă între ei. Unul e mai cu minte, unul e mai obraznic, unul e blond, unul e brunet, unul e mai mic, unul e mai mare. Unul e sănătos, unul este bolnav. E copilul tău. Nu poți să măsori sau să împarți dragostea sau să spui că pe unul iubești mai mult sau pe unul iubești mai puțin. Nu, sunt copiii noștri și iubim și mai ales copiii părinților speciali, cum le zic eu, care au anumite probleme de sănătate, se bucură de fiecare progres, de fiecare gest, de fiecare respirație și zâmbet de pe chipul lor. Noi ceilalți și voi ceilalți poate treceți grăbiți pe lângă copiii voștri. Programul este încărcat, jobul supra-solicită pe fiecare. Dacă știi că e asigurat televizor, laptop, calculator, mâncare și o bonă, gata, ți-ai făcut, nu că ți-ai făcut datoria de părinte, consider că ai asigurat tot ce trebuie. Trebuie un pic de timp să te uiți pe chipul lui, să stai de vorbă cu el, să-i aluci. Sunt acum o grămadă de activități extrașcolare. Ei de mână, îl duci de la clubul la karate, cursuri. La clubul de dans, la clubul ăla de vioară, la ăla de pictură, înainte și înapoi. Dar eu nu cred că mai este timp să te joci cu el, să stai cu el. Și ce observ eu, așa, văd dimineața. Acolo la Căminul Petru Vodă sunt pozele care rulează acum, unde cu drag de ani de zile. La mănăstire. La mănăstire, împreună cu Ioana Ștefan. Acest proiect este al ei, eu m-am lipit din mers, dar de 3 ani de zile, de 4 ori pe an, de Paști, Crăciun, 1 iunie și septembrie, mergem la Cămin. Și la Paltin, acolo, la nu? Paltin, la mănăstirea. Sunt două cămini, un cămin de copii, unde sunt 20 de copii și un cămin de bătrâne, 40 de bătrâne. Și le ducem întotdeauna ca să aibă așa pentru câte 3 luni de zile, de la tot ce înseamnă produse alimentare, cartofi, fasole, ceapă, ulei, fructe, legume, până la copii le ducem întotdeauna când începe școala, ghiozdane cu rechizite. Anul acesta ne-a ajutat doamna Aurica Rupcean de la Bibliopolis, acum le-am cumpărat săniuțe, că asta au avut. Asta e tot acolo, tot da? Tot acolo. Foarte este, frumos, da. Din câte le-am dus noi, am dus 5 mașini încărcate, știți cum așa, pline moți, cum se spune, cu așa. De toate. Cu ajutorul multor dintre prietenii noștri, dar pe ei cel mai mult i-au încântat săniuțele, că asta le-am luat săniuțe, le-am luat salopete de fâș. Vedeți ce diferență enormă între copiii de la oraș și copiii din rural? Deci m-am dat și eu cu Sani acolo, am o poză în care m-am dat cu Sani. Da. Și mulțumesc Ioanei că m-a cooptat în această activitate, dar să știți că am avut foarte mulți, să zic, susținători, după cum v-am spus. Am luat atunci când am luat rechizitele, uitați, aici mă dădeam cu Sania. O poză extraordinară, da. Da, deci era zăpada cu 2 săptămâni la Petru Vodă. Da, astea sunt bătrânele. Și am dus, uitați, de exemplu, domnul Cristi Munteanu la Piața Muncii ne-a dat, am avut o mașină plină de fructe și legume. Lăs cu portocale, cu banane, cu... Iată o poză minunată. Da. De...
iarna autentică, exact, românească, de, bucurie. Așa, e așa de frumos acolo, da. De natura. E bucuria cum treci, simplă, da. Știți cum. Acum ne aducem aminte, într-adevăr, toată lumea cu de sărbători și aduce aminte un pic de bucuriile astea mărunte, de zăpadă, de familie. Uitați, trenulețul cu sfăcea, nu, așa noi. Făceam și trenulețul? Noi, sincer. Da? Legam scânsănile. Da, în spatele căminului de bătrâne, că acolo e o pantă așa și acolo erau copii. Aha. Până și copiii Ioanei s-au prins, bucuria lor a fost. Uite, un tort de la Alina Libiță, de la Aline Cake Boutique, ne-a trimis un am avut prăjituri de la doamna de la Prisiprod, am avut de la Cosmin la Eurodiscount, tot ce înseamnă produse de carmangerie și lactate. Am cumpărat toate firmele astea, dar, pe care tu le enumeri și multe poate alte. Mai sar. Vreau să spun că se implică. Nu duc nici ei foarte bine. Ei nu sunt pe așa. Nu, dar se implică, uite, contează foarte mult. Și cum știți, încrederea... o grămadă de prieteni au sunat. Uite, că zic, știți cum, până la Pețul Vodă sunt 90 de kilometri. Înainte și înapoi faci două ori dus, două ori întors. Exact. Când drumul este mai greu. Eu încep să le trimit mesaje când facem acțiune. Zic, uite, noi ne ducem. Când ne ducem, de Paște Crăciun. Uh-huh. Aveți ceva de trimis? Vreți să faceți o bucurie? Pentru că poate cineva nu se duce numai cu, să zic, cum ar fi numai cu ladă de portocale până acolo. Dar dacă eu sunt la uitați, vitamine de la Fiterman. Am fost la Iași, mi-am făcut o sponsorizare în vitamine pentru copii. M-am dus și le-am luat. Prăjituri la Prisiprod. Nu vine doamna cu 10 cutii de prăjituri. Sunt multe 10 cutii, dar nu vine doar cu ele. Aha. În momentul în care eu le iau de la cineva 10 cutii de prăjituri, o ladă de portocale, deci, fructele, contează lucrez, mult. Da, și atunci anunț din timp. Și dacă cineva vrea să alăture, noi oricum participăm și noi. Uitați, urădăcinoase, țelină, păstârnac, ceapă. Orice sunt 200 este de suflete acolo primit. La mănăstire. Sunt 20 de copii, 40 de bătrâne și 130 de maici. Este o mică comunitate. 200 de persoane. 200 de persoane. Știți cum am vorbit cu Ioana, o chestie, să zic, apare în balan. Numai câtă hârtie igienică trebuie la 200 de persoane. Se duce lumea la mănăstire, plătește pomelnice. Da, câtă duce apă, câte de ceva, de, câte o sticlă de ulei, o sticlă de făină. Da. Și mai sunt persoane care se duc. Dar sunt multe. Copilor le trebuie la școală. Știți cum le-am dus de la șosețele, chiloței, maiuțuri, pămblicuțe, tot ce trebuie pentru școală. Am înțeles, am înțeles. Au maici profesoare care ajută la lecții, au maici asistente, au maică medic. Le-am dus la bătrânele, le-am dus papucei blăniți și câte o farfuriță și câte astea cadourile pentru bătrâne, ne-au ajutat și copiii să le ducem dincolo la căminul de bătrâni. Sunt copiii de acolo, din copiii cămin, de da? Acolo, da, sunt 20 de copii acolo din familie visărmane care nu poate să educa la școală. Mănăstirea duce cu microbuzul mănăstirii, uitați, ne ajutau repede ca să primească cadourile. Iau, și ei. Cu... ce copii le-am dus minunați. De la deterg, uitați ce copii frumoși, sunt niște copii minunați, ne-au colindat, ne-au urat. În acțiune să ne luăm și soții cu noi, că avem nevoie și de ajutor, că de așa nu prea stăm pe acasă. Mână forte, da. Ne trebuie, pentru că v-am spus, au fost, așa era drumul. Iarnă, da. Autentică. Da, și zic, ne-am făcut timp, a fost, uitați, asta când am fost la piață. Deci am avut mașina, deci MCV-ul meu care e așa, stăpâie, încărcată la maxim. Pe lângă ce a dat domnul Cristi Munteanu, domnul Florinacu, zic, hai că-ți mai dau și eu, și mi-a dat și pepeni, și... contează, nu? Uitați. Și varză, și soia, și măsline. Cât trebuie pentru a face mâncare? Exact. Nu, multe. Deci, și uitați, mi-a dat cineva de la o firmă de second salopete de fâș. Au fost binevenite. Mi-a dat Alina cărți de povești. Cât de mult a contat? Că am putut cu la fiecare. Elena Tofana Dinamic mi-a dat bănuți și am cumpărat dulciurile. Am cumpărat dulciuri pentru 500 de copii. Deci în perioada asta am avut 500 de copii la care am ajuns. Le salopetele de fâș, că le trebuie lasagne, că ăsta e cel mai important. Și... nu mă lăsa. Calculatorule, da. Nu mă lăsa. Chiar acum, da. Da. Și de asta vreau să vă spunem că am întâlnit și întâlnim oameni bunicale. De ce m-a lăsat, Iulian? Da. Vedeți aici câtă de emoție trick, câtă emoție, că au primit și ele ceva de la Moș Neculai. Sincer, le-am pus o pereche de papucei, o farfuriuță cu motive de sărbătoare, o căniță, că asta tot după le trebuie. Ne-au colindat aici copiii. Am fost împreună și cu doamna dr. Marcoș Daniela, i-am susținut activitățile asociației, împreună organizăm cursuri de igienă și cu aceste cursuri de igienă care noi le organizăm îmi realizez veniturile pentru asociație, pentru că eu apreciez întotdeauna și menționez și mulțumesc sponsorilor, dar activitățile noastre s-au mărit atât de mult că... ce poze interesantă! Da, mi-e drag această pentru că poză de la... toată lumea zice, a, cine știe de unde are bani? Cine? Că așa e... omul. Cine știe știu, de unde are? Cine avem știe aceste de unde, comentarii. De, să zic așa, ca o proporție, anul trecut, când a fost gala asistenței pe asistență socială, unde și acolo am fost nominalizată, mulțumesc colegilor de la Neamț care m-au nominalizat, o trebuie să fac un raport de activitate. Până atunci, apropo, cum spuneam, eu nu am timp să stau și atunci n-am timp nici să știu ce am făcut, dar păi să știu număr. Și atunci am făcut un raport.
Și am numărat așa, oricum cred că am mai sărit. Și văzusem că în 2016 am avut 2500 de beneficiari, persoane ajutate, copii sau bătrâni. Trebuie să luăm publicitate, dar revenim cu discuția și cu invitata noastră de astăzi, doamna Monica Sofron. După cum puteți vedea, o viață închinată binelui aproapelui, pentru aproapele. Revenim, rămâneți alături de noi!